Mi-aduc aminte că am plecat în Danemarca, creșteau Lupescu și Răducioiu, erau 17 ani, am fost în Danemarca, nu știu ce, cu ocazie, cu echipa națională, și m-am întors de acolo cumpărându-le gantere, gantere de acelea mai speciale, nu ce aveam noi acasă, de alea. Gantere, elastice, tot felul de lucruri. Până la urmă se răsfața și supăra, zice, mie de ce nu mi-ai adus? Te le-ai adus doar lor. Erau firave, amândoi, erau mici. Pentru mine nu e atât de important faptul că am cumpărat niște ghetele. Ce e important că la fiecare meci am marcat gol cu ghetele mele. De exemplu, în meciurile Dinamo Steaua, mi-am aminte ce gol într-o final de cupă dat la 30 de metri, lui Stelea. Nu știu, de vreo două perechi, cred că era mea. Noi pe vremea aceea jucam cu o pereche de ghete 3 ani, 2-3 ani. Și eu jucam cu... aveam un singur bandaj care îl spălam de fiecare dată pe fiecare meci și trebuia să-i zbuțupă. N-aveam. Acum ei fac unul și-l aruncă. S-a schimbat lumea, e altă perioadă. Aveam prieteni în Italia care îmi trimiteau, când aveam nevoie, o pereche de ghete, prieteni, tot jucătorii împotriva cărora am jucat, dar cu care am rămas în relații foarte bune. Eu țineam foarte mult la jucătorii mei, chiar dacă jucau în alte cluburi. Eu urmăream cu atenție și e normal, când investești în ei la vârsta aceea sentimentală, nu mai vorbesc profesional, intelectual, dar când investești în aceștia și îi vezi cum cresc, îi vezi ceea ce-i devine, e normal să te simți foarte apropiat de ei. Să fii antrenor nu înseamnă doar asta, să faci antrenamente, stabilești programul de pregătire. Trebuie să te ocupi de o mulțime de alte lucruri, care sunt extrem de importante pentru... Cum să spun eu, rezultatele se fac cu lucrurile mici, nu cu lucrurile mari. Mai vrei? Abonează-te la Eu sunt 12 pe YouTube.